Cel mai bun geam, doarm toată ziua când ne setăm în tren. Și ce face? Ascult Stier. Jamilor. Noi numai ce am intrat pe ușă de la Hamburg și ne-am apucat de treabă. Astăzi vom arunca la reciclare canapeaua asta. E varză. A trăit vreo 7 ani. Haide cu noi pe programul 2, de când vreau să zic asta, de când eram mic. Haide cu noi pe programul 2. Haide, Jam. Tragi de timp, te plătesc de ceapa. Why? Da. Știi vorba aia, oai? Oai? Nu, ție și de aia. Da? Dacă se clăpă, e nervant. Opa! Asta a fost... Bun. Jamilor, asta va fi un vlog muncitoresc. Ei! Ei, ei, ei! Gata. Am trezit toți vecinii. Cu secera nu știu, dar cu ciocanul-i cam dau. Ce bun. Bun, jamilor. Hai în mașina. Bun, liftul e aici. Mă îndoar ca vine și ea. Haide-i. Am făcut odată. Ne-am mutat de la etajul 2 cu lift la etajul 5 fără lift. Nu mai eu cu Wanda. Am să încep cu începutul. A zis salam. Că aici nu se filmează. Ce bun. Și eu i-am spus că mulțumesc, ceau. Sunt un jam. Și un jam nu se lasă. Un jam prestează. Am să respect regula asta, să nu filmez la centru de reciclare, că până la urmă asta face diferența între un jam și un nejam. Adică de aia am plecat din țară, că nu se respectau regulile. Acum vin aici în altă țară și fac ca la mine sau, știi? Jamilor, ăsta e un centru de reciclare. Pur și simplu, te duci acolo și arunci ce ai. Pe persoane private, pe gratis, dacă ai firmă, te cântărește ce arunci. Depinde ce arunci și cum poate, dacă e un lucru greu de reciclat, vei plăti o anumită sumă pe kilogram. Știți cum arată un centru de reciclare? Dacă nu, www.jamreciclare.de. Nu mă, jamilor. În centrul ăsta de reciclare sunt containere și se reciclează pe categorii. Lemn, lemn nou, lemn lăcuit, lemn vechi, fier, becuri. Ce vă trece prin cap se reciclează aici, se duce la China. La jamii din China care ne trimit chestiile astea înapoi sub altă formă. Ne trimit sub alt nume. Numele este Hyundai, Mazda, Toyota. Bun, mă! Haideți să vedem canapeaua nouă și cum o montăm. Ce ziceți? Și eu sunt curios. Am văzut-o numai în poze. Vreau să o simt. Hai să vedem canapeaua nouă. Ha. Jam, jamilor, a venit și ăsta. De atunci până acum, l-am avut și la Hamburg, doar că nu am vorbit despre el. L-am primit de la Wanda, portofelul. Ea mi l-a cumpărat, mi l-a făcut cadou. Card de bancă am, asigurare medicală am. Și acum, 10 minute, am intrat pe ușă de la primărie, unde mi-am făcut un nou permis de conducere, jamilor. 5 minute a durat. Fără stres, relax. Mă schimb și dăm drumul. Astăzi va fi un vlog despre... Mântare! Bun, mă, jamilor. Să ne schimbăm, să dăm drumul la... La asta. La montare. Asta e scalipță. Let's go! Gema! Lass uns gehen! Fang mal an! Haide, andiamo tutti! Ja, man! Haide! Jamaica, no problem! Bun, mă duc să mă schimb și ne-am băgat.
Vă rog cum se montează rapid. Țac, țac, țac. De obicei astea vin cu totul. Vin cu tot. Tu numai trebuie să dai din mâini și din picioare. Și dacă nu, o punem pe banda. O punem pe banda să monteze și să vedem cum iasă. Haide, mă! Bun, mă, șoamilor, m-am schimbat. Doar n-ați crezut că vin în salopetă sau ceva, nu? Și, jamilor, nici nu cred că vi-a trecut prin gând gândul că o să facem o despachetare normală unde eu las camera să filmeze și bag pe aici 2-3 șuruburi, sau? Nu de aia sunteți aici. Eu așa cred. Să dăm drumul la despachetare, ceva așa îmi cerește. Haide, mă, șoamilor. Hop! Home to the mountain. Stai. Suntem o presă umană. Ce suntem, o? O presă umană. O presă. Presă. Frate, dacă cât carton, da. A? Da. Mult ambalaj, chestii. S-au ambalat ăștia. Jamilor, asta e tura a doua. Cine a zis că nu reciclăm? Am zis. Iacă-te. Carton la carton. Albastru hârtie. Negru e gunoi. Galben e plastic. Și verde... Verde e verde, natură. Și noi reciclăm, șoamilor, ca să fim foarte buni. Și asta poți să faci oriunde în lume, chiar dacă statul îți oferă sau nu condiții. Poți să faci chestia asta din propria inițiativă. Nu știu cu plasticul cum faci, dar o chestie din asta poți să-ți faci să pui după aia compostul la flori. Și să fii cu minte. Jamilor, sunt tocmai la semafor prin orașul minunat Nuremberg. Și jamilor, n-o să vă vină să credeți ce mi s-a întâmplat. Am primit o scrisoare vineri că cineva mi-a găsit portofelul, jamilor. Un gen de bucurat cum îmi place mie. Și l-a înmânat la secția de găsiri. Nu știu cum se numește în România chestia asta, în Germania se numește Fundgrube. Există un departament al orașului, al primăriei, unde te poți duce și lăsa chestiile găsite. Da, și acum mergem să luăm, jamilor. Am să vă pun și imagini cu scrisoarea. Și afară, jamilor, este vreme de numărat bani, ceea ce o să și facem imediat. Bun, mă, jamilor, hai să vedem care treaba. Vă știți deja care treaba de la Hamburg, am să vă iau cu mine prin oraș direct așa. Strada numărul 4, Informationen Fundbüro. Aici e, jamilor, haideți să vedem care treaba. Bun, așa arată scrisoarea. Fundbüro, aici e. Ce mai au ăștia pe aici? Rosetagungsraum, forum. Închis, mă, jamilor. Ce ai făcut, mamaie? Toate cheile de pe ianuarie, pierdute. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Tschüss, danke. Deci, jamilor, știți ce e asta, nu? Asta e portofelul vechi. Bă, și cel mai tare, jamilor, 45 de euro am avut înăuntru. Cineva l-a dat înapoi. Recapitulăm. Super, super tare, frate, portofelul cu... Și cu măruntul în el, cu tot mi-au dat ăștia. Uite, toate chestiile, jamilor. Tot. Ce tare e asta. După câte săptămâni, 3 săptămâni, când voi vedeți clipul ăsta, poate sunt 4, poate sunt 5, undeva după o lună mi-a recuperat portofelul. Dar mi se pare foarte tare și
Mi-am recăpătat încrederea în omenire, Jamilor, să zic așa. Foarte tare cel care l-a găsit și a avut educația și chestia aia de omenie să-l duc aici. Sper că și voi v-ați recăpătat încrederea în omenire. Sper că toți care sunteți abonați în momentul de față pe acest canal aveți aceeași gândire, altfel n-ați fi aici. Egal cât glumim, egal cât ne mai muțărim, respectul ar trebui să fie acolo, respectul față de celălalt de lângă tine. Și știu câteodată dacă ai găsit ceva în trafic sau pe jos sau nu știu, dacă ai găsit ceva în general, poate primul gând este de a păstra, dar este foarte tare sentimentul celui care a pierdut când primește această informație că cineva a găsit ce a pierdut și a și dat înapoi exact cum a pierdut. Foarte, foarte tare, Jamilor. Sper că și voi sunteți la fel de buni. Sper că v-ați abonat. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă acum, imediat. Cum ați auzit, imediat să vă abonați, dați clipul ăsta mai departe, dați like dacă n-ați văzut videoclipurile cu Hamburg, Jamilor. Videoclipurile cu Hamburg, partea 1, aici, cum știați, jamgerie, cum îmi place mie, uite aici, așa. Cealaltă parte o pun la sfârșitul videoclipului, când dau drumul la muzică. Bun, mă, Jamilor, abonați-vă și dați jamgeria mai departe, să fiți foarte buni. V-a pupat jamul vostru. Over and out. Pa! Ce bun!